Și sibienii se distrează în acest weekend. Oamenii au ocazia să se bucure de cele mai frumoase tradiții maghiare. Comunitatea ungurească din Sibiu a organizat în cadrul Muzeului Astra un concurs inedit de gătit, celebrul preparat unguresc gulaș, la care au participat bucătarii scusiți din mai multe țări. Vizitatorii prezenți la festival s-au putut bucura de multe alte preparate tradiționale, precum papricaș de pește cu găluște sau tocăniță de berbecuț, și au putut admira arta populară maghiară în cadrul atelierelor. Suntem la 13-a ediție a Zilelor Hungaricum, un eveniment care a devenit deja cunoscut în tot Sibiu și ne bucurăm de echipele care gătesc în spatele meu. Se gătesc preparate ungurești la ceaun. În momentul de față avem 24 de echipe care gătesc, dar nu toate intră în competiție. Cred că 20, 19 sau 20 rămân în competiție. Bucătarii din zona Sibiului s-au adunat la Muzeul Astra pentru a-și arăta maestria culinară în cadrul competiției organizate anual. Printre felurile de mâncare pregătite se numără tocăniță de berbecuț de la Cargag, supă de ciuperci vegetariană în stil unguresc și gulașul cu fasole cu specific unguresc. Avem aici cel mai tare ceaun dintre toate din zonă. Este ceaunul nostru tradițional la bârlogu, carne de vițel proaspăt tăiat în rășinari, legume din Oltenia și se face așa un mix de condimente ungurești. Noi am făcut un gulaș, noi așa zicem, de ciurdă. Este făcut din carne de porc. Avem cârnați, avem costiță, avem carne și avem și adidas. Printre participanți s-au numărat și reprezentanții comunităților maghiare din Serbia, Croația și Slovenia. Vizitatorii care au fost curioși să încerce bunătățile aromate cu specific maghiar s-au arătat încântați de atmosfera cu care au fost întâmpinați. Cum e, doamne? Foarte bună. Foarte bun, foarte gustos. Am ales salată de vinete. E foarte, foarte bună. Zilele Hungaricum se află la 13-a ediție. Pe lângă festivalul culinar care se desfășoară an de an, sunt pregătite momente muzicale, dar și dansuri populare maghiare.